Браво, Раду, браво!
Am revenit cu imagine de la City Arena, acolo unde Cojușna este condusă de Rom Petrol cu 0-1. Sergiu Calmațui, numărul 23, reușea să deschide scorul. Cojușna a avut o lovitură de la 7 metri ratată de numărul 15, Radu Lazar. Meci care contează pentru etapa a 6-a și această partidă între două formații care sunt vecine în clasament, locul 3 și 4, al doilea derby al acestei zile. Singura diferență între cele două formații care au acumulat până acum câte 6 puncte sunt meciurile jucate, pentru că Cojușna are cu un meci mai puțin decât Rom Petrolul. Rom Petrol 2 victorii, 2 înfrângeri, Cojușna 3 victorii și o înfrângere. Cojușna în cazul unei victorii s-ar apropia la 3 puncte de Lex Garan Suprateni, care adineauri au fost înfrânție de formația Globus. Un meci important însă pentru ambele echipe. Astfel, jucătorii în alb astăzi sunt cei de la Rom Petrol, iar în sur cu șorți roșii, în marea majoritate a lor sunt jucătorii de la Cojușna. Rapid vom trece peste cele două componențe. Rom Petrolul astăzi vine cu Eugen Afanasiev, Dumitru Grădinari, Victor Demcev, Alexandru Selen Ziov, Pavel Proca, Eduard Valuta, Denis Orbu, capitan Alexandru Mardari, Alexandru Stanev, Cornel Pavalache, Ruslan Karimov, Florin Manole, Victor Demcev, Alexandru Jindraș, Vladimir Gujuman, Sergiu Calmațui, antrenor Victor Afanasiev. De cealaltă parte, Cojușna astăzi vine cu următorii jucători: Dumitru Celeadnic, Dumitru Romaniucă, Andrei Arhan, Veceslavia Kim, Ianade Rusu, Eugen Celeadnic, Mihai Mustea, capitanul formației, Sergiu Donica, Vitalie Bucșan, Alexei Certan, Valeriu Bulat, Alexandru Oleinic, Radu Lazar și Vasile Mihalcean, antrenor Alexei Certan.
După cum spuneam, primele 10 minute au fost destul de intense în această partidă. Îl vedem acum în imagini pe portarul formației Romb Petrol, Eugen Afanasiev, cel care a avut noroc la lovitura de la 7 metri expediată de Radu Lazar, pentru că Radu Lazar nu a prins cadrul porții, era înfrânt Eugen Afanasiev la lovitura de 7 metri. De cealaltă parte, un gol frumos marcat de Sergiu Calmațui, un șut puternic care l-a învins pe Dumitru Celeadic. Acum avem o lovitură liberă pentru Cojușna, cei care se pregătesc să execute din nou. Sergiu Calmațui este atent și respinge balonul. Acolo, într-un duel, acum Sergiu Calmațui a fost numărul 6 de la formația Cojușna, Mihai Mustea, capitanul formației. Va repune balonul în joc rapid portarul Dumitru Celeadnic. O aruncare greșită, recuperează cei de la Rom Petrol, care scriu pentru 2-0 prin același număr 93. Nu, este vorba de Sergiu Calmațui. Sergiu Calmațui dublă până acum. Minutul 11, 0-2 între Cojușna și Rom Petrol. Avem imagini în prim plan pe acest Sergiu Calmațui. Interesantă gesticulația lui, Chiar mi-e interesant ce am vrut să zic, că ureche prea ușor, orică a avut noroc. Până la urmă vom afla acest lucru poate la finalul partidei, de sursele noastre de acolo. La balon acum Jindraș, Jindraș pasează înapoi la Afanasiev, Afanasiev o minge lungă care ajunge însă numai până la Mustea. Mustea un șut pe lângă poarta lui Eugen Afanasiev. Ceea ce contează este rezultatul de pe tabelă, 0-2 după 12 minute scurse până acum. Până la această partidă Rom Petrolul era înfrântă în prima etapă cu 1-4 de Lex Garant Suprateen, mai apoi pierdeau 5-7 la Geotermal, reușeau 6-1 se invică pe cei de la Red Devils și 10-3 pe Viking. Foarte tare această victorie celor de la Rom Petrol. Este a 5-a partidă pentru ei. Cojușna de cealaltă parte 3-0 în prima etapă cu Red Devils, 2-4 au fost înfrânți de formația Globus, mai apoi au trecut cu 7-6 de Lex Garant Suprateen, a doua înfrângere pentru Lex Garant Suprateen după cea de astăzi. Bine ar fi prima dacă ar lua așa conform cronologiei, zic de a doua, pentru că am văzut adineauri cum Lex Garantul a fost pulberată de Globus. Acum Cojușna atac, recuperează din nou jucătorii celor de la Rom Petrol. Calmațui în acest moment la balone, Calmațui reușește să dribleze doi adversari și este faultat tare din spate de un adversar. Este numărul 15, Radu Lazar, cel care îl faultează. Și avem o lovitură liberă pentru formația Rom Petrol din propria jumătate, lovitura care va fi executată de numărul 7 al formației, Denis Orbu, capitanul echipei, Calmațui. Calmațui pasează în stânga, o pasă bună acum din prima pentru un Coic Pierre, este acolo Mardari. Mardari putea să fie puțin mai rapid, a pierdut un tempo Mardari la această fază. Îl vede bine aici pe capitanul formației și un șut bun însă pe lângă poartă a lui Denis Orbu. Cojușna în atac, au șansă acum prin același număr 15, Radu Lazar. Radu a încercat prea mult această fază. Calmațui pierde balonul, un dribling în plus a avut loc aici. Bulat poate șuta. Se apără bine până acum cei de la Rom Petrol. Faultul în care la acea lovitură de la 7 metri a fost făcută de Mihai Mustea. Pardon, de capitanul cealaltă, Denis Orbu, de la formația Rom Petrol. Între timp, Calmațui am avut șansa încă unui gol nereușit de această dată. Vedem o tatonare acolo în colțul careului, până la urmă are câștig de cauză. Numărul 3 e Ghenadie Rusu. Din nou pierd balonul cei de la Cojușna. Bulat, tatonat de 3 adversari, pasează în spate foarte bine. Mingea ajunge între timp la Afanasiev. Afanasiev se complică, Afanasiev acolo cu Bulat în față. Celeadnic. Cojușna cu un șut bun, însă apără Afanasiev. 14 minute scurse din această partidă, 0-2 în continuare. Respingă cei de la Rom Petrol pentru moment. Încercare de șut acum al lui Ghenadie Rusu. Minge se duce însă mult pe lângă poartă. Afanasiev. Orbu. Afanasiev din nou. Orbu. Și cei de la Rom Petrol se recupereze foarte rapid balonul. Calmațui, o pasă foarte bună pe partea stângă și la un pas acolo de a înscrie unul dintre jucătorii de la Rom Petrol. Apără bine acum Dumitru Celeadnic. În două rânduri Dumitru Celeadnic a reușit să scoată balonul ca și dus în gol. Foarte bine se apără din nou Calmațui.
Cel mai bun jucător de pe Kalmatsui, foarte activ în jocul echipei sale și în apărare, dar și pe plan ofensiv. Fault, a fost fault acolo. Jucătorul cu numărul 9 a fost faultat, Alexei Certan, faultat de Denis Orbu. Cojușna rompe troll 0-2. Avem imagini și pe cei doi arbitri, Petru Stoianov și Boris Cojocari sunt centrali. Aceste partide respinge un apărător a formației de la Rompetrol de pe linia porții. Putea fi 1-2 în aceste momente. Noroc și pentru golkeeperul Eugen Afanasiev. Un nou șut spre poarta la Afanasiev, care din nou printr-un plonjon spectaculos respinge. Mustea aruncă de la margine până la Bucșan. Și acum un șut nereușit al lui Mustea. Bulat către Mustea. Bine bulat. Mustea. Bine respingă acolo și au șansa unui contraatac cu cei de la Rompetrol. O pasă spectaculoasă lui Mardar, însă nu era niciun coechipier. Iar Celadnic dă o minge prea lungă care se scurge în aute de poartă în căbuturile lui Eugen Afanasiev. Două derbiuri mari azi am avut, Globus Lex Garant, Rompetrol cu Jușna. O etapă interesantă aceasta, acum Mardar are șansa. Reperează din nou cei de la Cojușna, Rusu. Foarte bun 1-2 și avem o ocazie mare pentru formația Cojușna. În continuare însă 0-2 între Cojușna și Rompetrol după 17 minute. Sunt desigur pe ei cei de la Rompetrol, campionatul au câștigat până în acest moment. Și au fost mult mai activi în teren. Bine, balonul ajunge în partea dreaptă. Și Draș însă nu reușește să centreze, dar obține o lovitură de la colț. Un șut bun acum al numărului 88, dar prinde Celadnic. Făcută și schimbările și jucătorii de la Cojușna, a intrat în teren Veceslavia Kim, care până acum nu a evoluat deloc în această partidă. Lazar la cel 1-0, la cel 1-7 metri, dacă ar fi marcat, ar fi fost altă soarta a acestei partide. Până acum însă este 0-2, Kalmatsui face diferența în acest meci. Lazar ajunge doar până la Rusu. Rusu lasă să scurgă în altă și Leadic va repune balonul în joc către Rusu. Pasează în centru la nou intratul Veceslav Ekim. Ekim înaintează Ekim, nu l-a atacat nimeni. Pasă foarte bună văzută în centru. Acum poate șuta, Rusu o face, însă Afanasiev închide foarte bine colțul scurt. Nouă lovitură de colț și Rusu se pregătește să execute. Avem acum în imagine pe jucătorul numărul 9, Alexei Certan. Nu prea ești în evidență până acum, Certan. Mustea înapoi, Afanasiev. Putea șuta aici jucătorul celor de la Cojușna, însă i-a fost luat balonul chiar din față de un adversar. Este vorba de Certan. Certan care se descurcă bine acolo, însă recuperează Jidraș. Jidraș poate lansa un contraatac, îl vedem pe Mardar intrând foarte bine acolo. Jidraș și cred că a fost și faultat la această fază, însă a ținut prea mult de balon. Nu a fost un fault care să conteze atât de mult. Un șut încercat acum de Iachim. Din nou Iachim și din nou un șut bun și este 1-2. Iachim reușește un gol superb în minutul 19. Multe șuturi spre poarta acestui Veceslav Iachim, numărul 98. Până la urmă, Iachim reușește și să marcheze. Vedem și zâmbetul de mulțumire de pe chipul lui. Bun dribling-ul făcut aici de Jidraș. Vede bine de spate Jidraș, își recuperează, balonul ajunge între timp la Rusu. Rusu în dribbling scurt, față lui Jidraș. Recuperează jucătorii celor de la Rompetrol. Pasează în spate.
cere fault și obține până la urmă faultul Denis Orbu. Orbu pasează înapoi la Fanasiu. Orbu încearcă un șut, însă pe lângă poarta lui Celeatnic. Rusu recuperează cei de la Rompetrol, care a avut o mare șansă acum. Draș reușește să dribleze, pasează în centru, însă respinge acolo Rusu. Și cred că a fost și împins aici Draș. Această decizie, această părere, pardon, este și centralul partidei. Demcev vinde până la urmă Dumitru Celeadnic. Celeadnic îl vedem destul de nervos. Este și normal, scorul nu este în favoarea echipei sale. Lazar a văzut bine în centru, Lazar pe Certan, dar nu a ajuns balonul. Și aici greșesc cei de la Rompetrol. Rusu, aruncare rapidă și o reluare din prima acolo a lui Radu Lazar. Însă inutilă, pentru că balonul s-a scus pe lângă poartă. Fanasiev aruncă rapid. Mardari. Rusu dă balonul în spate la jucătorul cu numărul 9 al formației RS Certan, care reușește un șut respins însă de Eugen Fanasiev. Din nou Rusu va arunca de la margine. Aruncare bună a lui Rusu spre același Certan, dar prea lungă. Întreabă de și Sergiu Monica, Donica, pardon, pentru formația Cojușna. Nu reușește Jedraș acolo să țină balonul jos și recuperează cei de la Cojușna, care au șansa unui atac rapid. Acum Cojușna poate egala și nu o face, pentru că respinge pe linia porții Alexandru Jedraș și Alexei Certan șutase spre poartă. Dar Jedraș foarte bine scoate de linia porții după ce Eugen Afanasiev fusese învins. Nu am văzut de minute bune pe Sergiu Calumațu în teren, marcătorul celor două goluri de la Rompetrol. Mustea pasează în spate. Echim. Mustea. Mustea tatonat acolo foarte bine de Jidraș. Intră și Calumațu în teren, îl vedem în aceste momente. Calumațu la o prima atingere după revenire. Un pic de fault acolo și se aude fluierul. Radu Lazar l-a faultat pe Sergiu Calmațui. Cred că Orbu se pregătește să execute această lovitură liberă. Denis Orbu un zid din două persoane în fața porții lui Dumitru Celeadnic. Denis Orbu un șut în zid. Au șansa unui contraatac jucătorii celor de la Cojușna. Prea mult și-a prelungit balonul Valeriu Bulat, iar Calmațui protejează pentru ieșirea mingii în aut. Ruslan Karimov, primată pe teren această partidă, aruncă de la margine. Iachim, aruncare destul de bună și recuperează acolo un jucător de la formația Rompetrol, dar nu reușește și să țină balonul în teren. Eduard Valuță, cred că era. A ieșit prea mult aici în exterior Bulat. Valuță greșește, iar Bulat poate șuta. Bulat cere un fault în fața lui Calmațui. Îl vedem în genunchi privind spre arbitru. Bine, mereu există aceste discuții dintre arbitri și jucători. Mereu ba unii, ba alții sunt răi. Deja trebuie să vedem în ce tabără suntem pentru a ne expune. Lazar cu nou șut, deci a dat cu capul nereușit. Valuță. Minge lungă lui Valuță. Lazar nu reușește să intercepteze un balon. Sub un minut din această repriză. Recuperează foarte bine aici Bulat, dar se împiedică în balon.
Este pauză, s-a auzit fluierul de final a primei reprize dintre formațiile Cojușna și Rom Petrol. 1-2 la pauză, Veceslavia Chim reducea diferența după ce Sergiu Calmațiu în minutul 1 și 4 reușea să marcheze două goluri. Foarte curând revenim cu imagini din cea de-a doua parte.